puiul de șoim a fost văzut de polițistul local care făcea de serviciu pe școală în curtea din fața unității de învățământ. Era urmărit de o pisică, era foarte speriat și agresiv. Polițistul l-a prins, l-a băgat într-o cutie pentru că nu mai putea zbura și apoi a anunțat o asociație pentru protecția păsărilor și animalelor. Am ieșit în față și la un moment dat, pe la orele 10:10, am găsit un șoim aici, care era atacat de o pisică. Și am fugit după șoim până la distanță mai mare. Dacă vreți, puteți să mergeți să vedeți. Deci pe aici, așa. Și am reușit, l-am prins exact aici. Și era foarte agresiv, cu ghiare, cu cioc foarte ascuțit și l-am băgat într-o cutie. Și a ieșit din cutie de vreo două ori și până la urmă am reușit de... am etanșeizat cât de cât cutia cu scoci. Polițistul local și persoane din conducerea școlii au avut grijă de puiul de șoim, însă și directoarea școlii l-a transportat cu mașina personală la Focșani la Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, singura din regiune care se ocupă de salvarea animalelor cu probleme. A fost găsit în grădina școlii un șoim. Este o pasăre rară, după cum știm cu toții, așa că ne-am gândit să ajutăm această pasăre. Vom vedea dacă este un pui sau este un adult, am protejat-o într-o cutie și așteptăm de la protecția animalelor să vină un reprezentant al dumnealor pentru a ridica această pasăre. Suntem bucuroși că, scuzați expresia, am fost pe fază și am găsit pasărea. Ar fi fost în pericol să fie atacată de o pisică pe care o avem pe aici prin preajmă. Puiul de șoim face parte din specia Falco falciforma, iar apariția într-un cartier al orașului este o enigmă. După ce medicii veterinari îl vor consulta și trata, puiul de șoim va fi eliberat.